Bună ziua, mă numesc Târziu Vasile Lucian, sunt administratorul societății comerciale a Gorbilan SRL. Lucrăm 2600 de hectare, din care cereale păioase sunt grâu 1034 de hectare, orzoaică de toamnă 140 de hectare, rapiță pe 777 de hectare, soia pe 96, floare în cultura ecologică 136 de hectare și floare convențională 410 hectare. În ultimii ani, cultura de rapiță, în special pentru ferma mea, este foarte importantă datorită faptului că solul permite cultivarea ei și randamentele sunt destul de bune, exploatând foarte bine solul în adâncime. Și din punct de vedere financiar, rezultatele sunt bune, necultivând porumbul, care în ultimii ani se remarcă ca o variantă foarte bună ceea ce privește profiturile realizate pe hectar, atunci mizăm pe cultura rapiței. Este o cultură pretențioasă și, în special, se intră de mai multe ori în ea, cu tratamente, protecția ei, ca din punct de vedere fungic, trebuie să o faci când trebuie. Sclerotinia e o boală gravă. La ora actuală, în țara noastră, avem scleroți în sol peste tot, fiindcă în ultimul timp, datorită randamentelor bune de producție pe care le oferă rapița, plus cerința față de rapiță pe piață, nu se mai prea respectă asolamentele în condiții normale. Odată instalați în sol apariția a milioane de scleroți și a miliardelor de spori, normal, până la 8 ani durează până dispar din sol, fără să mai cultiv oleaginoase în special. Adică pe terenul ăla nu poți apărea decât cu culturi cerealiere sau culturi diverse unde scleroții nu se pot instala. Și apariția unui hibrid care oferă protecție la sclerotinia e extraordinară, fiindcă datorită și cerințelor pe care comunitatea europeană o să le ceară din 2023 pentru reducerea acțiunii fungicidurilor, adică cantității fungicidurilor, o să oferă o șansă pentru noi fermieri un hibrid care rezistă la sclerotinia. La recomandarea firmei Corteva, mai nou am în teste PT303, fiindcă oferă o protecție la sclerotinie. Adică oferă o protecție până la 90% la apariția bolii sclerotinie, care e o boală care poate să reducă producția până la 50%. Depinde de infestia pe care o avem cu micelium la nivelul solului. Deci am înțeles, are și o protecție oferită și pentru foma. PT303 are calitatea lui în special pentru că nu oferă la nivelul solului scleroți viabil pentru culturile viitoare. Adică viitoare, mă refer la 2 ani, 3 ani, să fac rotații cu floarea soarelui. După o cereale iară să vină cu floarea soarelui sau cu mazăre sau cu soia, care au boli comune. PT303 exact asta face. Adică sporii care migrează în plantă sau pe plantă nu mai sunt viabili după acțiunea lor. PT303 are odată o masă foliară mai redusă față de alți hibrizi, adică se recoltează mai ușor. Ramifică extraordinar de bine. Am văzut o calitate a acestui hibrid. Îi oferă o densitate de 40 de plante germinabile pe metru pătrat. Hibridul ramifică din colet, direct, câte 4-5 tulpini. Asta oferă siligven plus, cu 3-4 ramuri pe fiecare tulpină. Aici se oferă undeva la 4300-4400, cel puțin la ce vedem acum pe hectar. Deci oferă și producții. Hibridul PT303 de la Corteva. Sunt sigur că va prinde foarte. Fiindcă din 2023, politicile agrare comune care sunt duse la nivel de Europa, se indică că se jumătățesc toate substanțele, odată și în cadrul normelor aplicate la hectar se jumătățesc să merg la norme minime, adică protecție minimală pentru plante, în ceea ce privește acțiunea antifungică sau chiar la nivelul insectelor. Sunt sigur că o să pun în cultura mare.